pentru voi, cei de acasă, ansamblul de dansuri populare Ciuleandra din cadrul liceului cu profil artistic Liviu Rebreanu. Ia veniți aproape de noi, fetele! Ia veniți așa, hai mai grămăjoară cu toții! Deci, voi sunteți acum respire toți ușurați, aud așa! Voi sunteți elevii clasei a 9-a. Da. Da, așa. Și de câți ani practicați dansul? De 9 ani. Din clasa 1. Din clasa 1. Dar voi ați vrut să dansați sau părinții v-au ales liceul? Dacă să fim sinceri, părinții mai întâi ne-au ales această direcție. Dar cu timpul... doamna Marina a fost cea care ne-a cultivat această dragoste față de artă și de... și de frumos. Mulțumesc. Eu sunt sigură că ei au nevoie de câteva secunde ca să-și tragă respirația, pentru că e un dans foarte solicitant. Da. Dacă poate vă uitați așa mai bine, o să vă amintiți că doamna Celac a fost deja aici în platoul nostru. Atunci au fost câțiva dintre profesorii care la careul școlar de la 1 septembrie au dansat un flash mob pentru elevi. Adică sunteți un liceu în care se dansează și... în care, de fapt, se practică arta frumosului. Așa, chiar da. Înseamnă că mai multe ansamble de diferite vârste. Că fiecare copii sunt buni. Așa. Deci suntem un liceu cu profil coreografic. Deci suntem un liceu cu profil coreografic și arte plastice. Avem clase cu profil coreografic și clase cu arte plastice. Deci, în fața dumneavoastră, sunt elevii care practică coreografie din clasa 1. Deci sunt copii care promovează arta, promovează frumosul, tradițiile populare și își iubesc patria, și iubesc neamul. Prin asta demonstrează, prin dans, că sunt patrioți adevărați ai neamului. Foarte frumos și foarte motivațional. Ciuleandra și Rebreanu, simțiți legătura, da? Voi purtați cu mândrie acest titlu, cu toate că dansul Ciuleandra e un dans destul de greu. Da, este un dans cu niște mișcări complexe și... Epuizante. Epuizante, da. Că durează, da? Tot în timp. Eu știu că fetelor le place să danseze, dar băieților? Îți place să dansezi, să transmiți emoții? Trebuie tot timpul să zâmbești, trebuie să fii fericit. Da, îmi place, desigur, să dansezi și să transmit aceste emoții. Persoanele care ne văd acest dans simt emoțiile pe care noi le transmitem. Ia să ajung eu un pic și în partea cealaltă. Ia stați, mă bag eu așa între fete, că băieții nu deja vă spun în spate, că sunt mai rușinoși. Știu că recent ați venit din Cehia. Da? Ce ați făcut acolo și cu ce premii v-ați întors acasă? Am plecat în orașul Praga, am participat la festivalul concurs și am ajuns cu locul întâi. Ați venit cu locul întâi acasă și cu emoții, impresii, pentru că e și o vacanță frumoasă acolo. Ați învățat ceva de la concurenții voștri? Am învățat să fim uniți în orice situație și chiar dacă se întâmplă ceva, să nu uităm și să... Să depuneți efort ca să fiți mereu primii. Să fii mai puternici. Să fiți mai puternici. Au emoții până peste cap. Vă mulțumim că ați venit astăzi la noi. Ați reușit să dansați. Știm că platoul nostru este cam mic. Vreau numai să știu coasa. De ce acest dans? Pentru că este un dans rar întâlnit. Eu prima dată am văzut dansul acesta și să mă îndrept înapoi către doamna Celac. Ce înseamnă acest dans, coasa? Coasa este un dans de ritual, așa. Deci se dansa înainte de a cosi grâul, așa? Și pentru a transmite emoțiile celea din câmp care vor fi a cosi grâul, deci toată lumea dansa acest dans ca să transmită anume momentul acela în care vor fi culeasă roada. Așa, și este o tradiție frumoasă, din păcate nu cred că se mai... Se păstrează. Se păstrează, dar prin voi, iată, se păstrează, așa că bravo vouă, spor în toate, coreografii și mai complicate și premii tot mai multe aduse acasă și vă mulțumim că păstrați și continuați tradițiile frumoase ale neamului nostru.